De 3 ani, Ecaterina, rugină din Giurgiu, a realizat în fața blocului în care locuiește un adevărat rai al florilor. Trandafirul pare să domine mica zonă de doar câțiva metri pătrați, dar la o privire mai atentă, în curata grădină mai pot fi admirate comori florale ale giurgiuvencei, precum crinul imperial, garofița, ortensiile sau magnolia. Conștientă fiind de realizarea la timp a diferitelor lucrări care mențin grădina frumoasă și cu flori adecvate fiecărui sezon. Aproape zilnic, cu roțenie, tot ce trebuie să faci într-o grădină. Acum n-am putut să sap din cauza o laudătură. Am încercat să săpăm, dar nu se poate din cauza udăturii. Pasiunea este cea care contează cel mai mult și nu arsenalul sofisticat de unelte. Unelte, săpăligă, sapă, greblă, tot ce se poate face. Altceva ce unelte să am. Sprijinită în activitatea sa de cei doi copii, giurgiuveanca spune că vecinii admiră rezultatele Ecaterinei, însă atitudinea unor giurgiuveni, cei drept puțin la număr, a dezamăgit prin lipsă de educație. Probleme și cu ruptul florilor. La lalele am avut probleme cu... A trebuit să le urmărim, ca să nu le mai rupă, că începe să le rupă. Munca Ecaterinei, rugină, se constituie într-un exemplu care, preluat de cât mai mulți dintre giurgiuveni, ar conduce la dezvoltarea educației de ordin civic și nu numai. Un câștig pe direcția grijii pentru mediul înconjurător și păstrării nealterate a mediului s-ar constitui de asemenea în acțiuni benefice.